am putea avea o echipă în Champions League, domnule Rotaru? Fie ea, CFR, fie Farul, fie Craiova, fie Rapid. Când vom putea să construim un buget de 25 de milioane de euro sustenabil pentru cel puțin 3 ani. Pentru că este foarte simplu. Noi avem 11 milioane de euro în buget în acest moment. Mă rog, 12 aproape. Fără să luăm în socoteală sumele pentru transferul de jucători. Salariul nostru este, să spunem, undeva la 12.000 de euro media. 10-12.000. Sunt și mai mici, sunt și mai mari, dar la medie. În momentul când noi am putea să aducem 5-6 jucători care să le putem să le dăm 1 milion de euro salariu pe an, dar care sigur că în momentul acela îți face diferența, sau să cumpărăm un jucător cu 3-4 milioane de euro vârf de generație din țările din Estul Europei, pentru că nu poți să faci și Vestul Europei. Deci în momentul când vom ajunge la 25 de milioane de euro buget, atunci vom merge în Europa. Până atunci va fi doar rosu, negru, casino. Nu. De ce a intrat Ungaria în Champions League cu echipă? Pentru că bugetul lui Fenerbahçe, era 28 de milioane. Am vorbit cu Lebrov la vremea respectivă. De ce a intrat Partizan cu Steaua Roșie Bregan? Pentru că ei își permis să plătească pe un jucător 5 milioane de euro. Și pentru că își permis să plătească salarii și Hajduk Split și, Hajduk Split în Croația, da? Nu mai vorbesc de Dinamo Zagreb, care au repatriat mulți jucători și unde pot să-și permite să dea 800 de milioane. Deci când vom avea buget de 25 de milioane de euro, când va avea cel puțin două echipe să aibă acest buget, atunci, poate nu din primul an, că poate să fie norocul sau ghinionul, care se scoate din competiție, dar în 3 ani de zile vom intra în euro, în Champions League. Ați fost pro sau împotriva modificărilor legislative propuse de Vasile Dâncu? Vreți bani public în sport sau nu? Da, răspunsul este da. Vrem bani public în sport. Vrem să echilibrăm. De ce să ia bani public, să spunem, pe ce argești, în competiție cu noi? De ce să ia, eu știu, nu vreau, n-am nimic cu niciodată echipă, Mioveniu sau Chindia sau să fie scurită? Nu, hai să echilibrăm. Și vrem să atragem banul public în așa fel, pentru că noi, într-adevăr, sunt societăți pe acțiuni. Conform legii 31, scopul nostru este obținerea de profit. Dar activitatea noastră este specială. Noi nu facem altceva decât să producem entertainment pentru societate. Suntem un factor important în ceea ce înseamnă organizarea socială a comunităților mici sau comunităților mari. Și atunci vrem să facem un echilibru, așa fel încât și societățile de acțiuni să poată să atragă, să aibă același drept în a atrage banul public. Mai mult decât atât, să putem să primim și noi sponsorizările cele 2 la 1000 din cifra de afaceri sau X la 100 din impozit pe profit. Pentru a fi echilibrat. Cred că vreți să mă întrebați dacă sunt de acord să aveți un tip o patronată de bani publici, adică care să fie, să aparține de un minister. Erau două discuții. Una, bani publici pentru toată lumea și cea de-a doua legată de cei de la CSA Steaua. M-ați întrebat când vom juca în Champions League. Când vom crește sursele de finanțare. Una dintre ele trebuie să fie banul public, pentru că noi la Universitatea Craiova avem 350 de copii în Academie. Din 350 de copii, presupune că 20 vor face o performanță mai mult sau mai puțin. Dar restul o fac pentru sănătate, o fac pentru entertainment. Dar ei plătesc? Iertați-mă, copiii aceia plătesc? Nu, 350 de copii gratis. Da? Noi le asigurăm absolut tot, și echipamente. Și atunci, noi considerăm că este normal, pentru că, de fapt, eu preiau o funcție pe care trebuie să aibă societatea. Aceea de a asigura copiilor condiții de antrenament, de a face sport, de a se dezvolta și așa mai departe. Și atunci, de ce să nu accesăm și noi acești bani publici? Dar în niște limite. Nu poți să zici, doamne, vine primăria X și dă 30 de milioane de euro. Nu, hai să stabilim să putem fi sponsorizați cu anumit procent din bugetul public, 0,5%, 1%, apar nu am la nivelul, nu stabilesc eu aceste sume, dar nu mai mult de X euro, să spun 2 milioane de euro. Pentru asta trebuie să ne bătem cu toții și pe care, iară, să nu-i dai pe salarii la un jucător adus din un X continent sau de continent. Nu, să investești în infrastructură, în medicamentație, în cercetare, în copii și juniori, în training al antrenorilor și așa mai departe. Cred că este o chestiune corectă, pentru că tu faci treaba societății și atunci societatea nu mai deține management, dar trebuie să sprijine în această direcție.
Domnul Rotaru, bună ziua. Amir Chiaraș sunt de la Adevărul. Bună ziua. Într-adevăr, aveți dreptate. Nu este ok ca unele echipe să aibă acces la bani public și alte echipe să nu primească finanțare de la guvern. Dar eu am o nedumerire. De ce noi, în general, căutăm bani publici în sport, pe când echipele din Occident nu... În Occident, de fapt, sportul profesionist este finanțat 100% de sectorul privat și au și rezultate mult mai bune decât noi în sport. Noi aici am vorbit-o, am preluat o funcțiune a societății în care facem sport de masă. Vorbesc de Universitatea Craiova și celelalte echipe, care avem 350 de copii. Dacă doriți, nu mai ținem 350 de copii, o să ținem doar 5 grupe performante, care vor fi, să spun, 60 de copii, și trebuie să-i dăm la o parte. Acei copii nu vor avea unde să se ducă. Acei copii nu vor mai face sport. Ceea ce va fi o pierdere mai târziu, va fi o presiune pe sistemul medical, pe sistemul educațional și așa mai departe. Nu cunosc cum sunt organizate afară societățile în ceea ce privește. Pentru că, de exemplu, Germania, doar ONG-uri, ei au voie să primească sponsorizări de la companiile mari. Noi nu avem voie să primim sponsorizări de la companiile mari. Dar în Germania, toate sunt organizate ca ONG-uri. Știți foarte bine că, în afară de Hoffenheim, care și-a făcut un individ și-a făcut echipă în statul lui, în rest, toate, nicio echipă nu are patron pentru că nu poate fi deținută. Ele fiind, acționarul majoritar fiind un ONG, o organizație non-guvernamentală și, sigur, fără scop patrimonial, adică non-profit. Te-a lămurit? Da, eu în continuare cred că modelul de afară trebuie să fie de urmat și pentru noi și sportul de performanță, eu cred că trebuie finanțat de sectorul privat. Dar are dreptate, dacă ai 350 de copii și ei nu plătesc, părinții nu plătesc taxe, atunci da, bagă bani acolo să mă degrevesc pe mine la buget de o cheltuială. Până la urmă sunt copii din comunitate. Investești în sănătatea copiilor, în viitorul, nu-ți grevezi spitalele de niște copii care mănâncă de la fast food prea mult și în Anglia, au Germania, probleme. Ei nu fac același lucru, n-au și ei copii care fac sport. Păi asta vă spun, dar în Anglia, mă scuzați că vă întrerup, da. În Anglia, în Germania, poți să dai sponsorizare către echipele profesioniste de fotbal. Vorbim de firme private. În România nu poți. Eu nu pot să iau sponsorizare de la o bancă, de la o... Atunci aici e problema. Poftiți? Atunci aici e problema. Una dintre ele. Păi, mai departe, să rezolvăm problema asta atunci. În momentul, da, și aici lucrăm. Părerea de a sponsorizare în așa fel încât eu să fiu... Având acest certificat de identitate sportivă, cine are certificat să nu mai fie asociat unei societăți comerciale pure, alea care n-ai voie să primești sponsorizare nimic, să fie asociată unei organizații care face ceva pentru societate. Iar despre banii publici, despre X milioane de euro care trebuie să fie atrași la autorități locale, acolo, având în vedere că 60% din echipele din Liga 1 sunt susținute de stat, de fapt aproape președinte a două echipe, cred că tot play-out-ul, da, sunt 8 echipe de 50%, atunci trebuie să echilibrăm aici. Aici, bine, e vorba de altceva. E vorba despre concurență, despre asigurarea unui echilibru competițional care să fie echilibrat. Da, aveți 100% dreptate. Aici eu sunt de acord. Nu este normal ce se întâmplă ca unele echipe să primească bani publici și altele să nu primească. Dar eu, de fapt, aș merge în zona asta și aș dezvolta sponsorizările din partea unor bănci, societăți puternice, cum spuneți și dumneavoastră, decât să mergem cu mâna întinsă și să spunem, dăm și mie ceva. Că, din păcate, asta e în mare parte mentalitatea la noi. Dăm și mie ceva. Sponsorizări se pot acorda, dar din punct de vedere al deductibilității fiscale, e adevărat că acele entități nu-și pot deduce respectivele sume. Nu se pot, nu se pot da sponsorizări pe societăți. Să cumperi publicitate. Dar sponsorizare nu poți să dai. Sponsorizarea corect. Prin definiție, da. Și atunci noi trebuie primul lucru, cazul cel mai simplu, lasă-i pe cei care au CIS și care au 70%, 80% din activitatea lor. Este sportul sau în sport, poate să fie cultura, da? Poate să fie cercetarea în medicină. Păi dacă am o societate de pasiuni care dezvoltă anumite programe de cercetare în medicină, în chimie, în orice, în fizică, nu contează, lasă-mă să pot să-i ajut. Eu, ca și societate privată, să vin să contribuie la ceea ce fac ei, pentru că banii pe care îi dau către sport sau către cultură, nu se vor întoarce. Să nu se contrace prin sănătate, că nu se vor întoarce prin satisfacția personală a individului, dar se vor întoarce. Total de acord. Mai există, în egală măsură, posibilitatea creierii unui ONG
care să susțină prin contracte de sponsorizare sau de publicitate activitatea Academiei, spre exemplu, o chestiune perfect legală. Aia, pentru că... aia este o erudare a legii, este la limita legii, vă dați seama că am studiat de 10 ani, o studiez, da? Nu ne-am încumitat să o facem, dar pe tine că o publica la momentan, dar este o... este un schem. Mă rog, sunt echipe, da, care fac lucrul ăsta, domnul Rotaru, probabil le cunoașteți și dumneavoastră, nu știu dacă e o eludare a legii atâta timp cât ei, acele echipe pot atrage fonduri publice de la municipalități prin acele ONG-uri pe care mai apoi le direcționează. Dar acele ONG-uri nu au voie să deține echipe de copii. Ele vor deveni important da acești bani către cercetarea vaccină. Așa cum nu spun că ceea ce a făcut DDB-ul cu Dinamo este ilegal. Ei fac din bani publici, adică până la urmă acele procente din cifra de afaceri care pot să le primești ca sponsorizare sunt bani publici, ăla și sunt bani publici. Corect. Dacă ele nu ar veni către unii... S-ar duce către stat. Da, așa este. Da. Și atunci tu dacă le deturnezi, între ghilimele, da? Le deturnezi la bugetul de stat, dar ele tot ca bani publici sunt considerate. Și de fapt le-au dat și le-au dat împrumut către un stat. De asta zic că nu este în zona grisă, dacă nu spune. Da? E de spus să nu mai vine o face clar, doar cine are chis. Poate primi sponsorizări. Deci să creăm încă entități doar pentru a ne scăpina la spate. Pentru că, de fapt, dacă în genul ia bani și dăm partea asta, hai să te eliminăm, să nu mai creăm o problemă. Lasă zone direct. Asta ar fi ideal, așa este. Asta ar fi ideal, asta ar fi normal. Da. Steaua Armatei, echipa departamentală, cum vi se pare această idee? Mă repet. E nevoie de Steaua București în viață. Nu mă interesează cine poate acest nume. Că poate să poarte pe CSD-ul prin un acord cu Ministerul Apărării Naționale. Că poate să vină o altă entitate care primește această licență de marcă de a se numi Steaua București. Eu cred că Liga Antrei, cu numele de Steaua București în competiție, ar fi mai interesant. Așa cum Dinamo, chiar dacă este suporterii universității, pe mine, și Dinamo e nevoie de Dinamo în Liga Antrei. Și atunci e nevoie de Poli Timișoara în Liga Antrei. Dar trebuie să găsită o altă formulă. Nu aceea de a fi deținută de un minister fie la Apărării Naționale. Nu. Trebuie creată o entitate care unde să aibă același, să respecte aceleași reguli ale jocului, cu finanțări limitate. De exemplu, eu chiar propun pentru a regla puțin bugetele, ca să fie limitat salariul în Liga Întâi. Dacă vrei, da, nu știu, la 10.000 de euro să fie limitat, la 9.000, la 12.000, la 15.000, nu contează, la X euro. Dacă depășești, să plătești o taxă suplimentară, dar nu către stat, către federație. Iar federația se întoarcă către academiile cele mai bune. Sau, mă rog, în ordine. Vedem, către toate, dar important în funcție de competitivitatea ta. Da, vă întrerup o secundă, domnul Rotaru. Aici, pe cale de consecință, am putea să ne limităm cumva și dreptul la performanță în competițiile europene, pentru că noi ne duelăm în competițiile europene cu echipe sau cu jucători care au salarii de 20, 30, 40 de mii de euro lunar și v-ați lovit și inclusiv dumneavoastră de echipe de genul ăsta. Și atunci cum am putea să, nu știu, suplinim diferența asta, ecartul ăsta de valoare financiară? Asta ar fi un prim pas. În condiții în care nu putem să atragem fonduri noi, nu putem să luăm din banul public sau autorităților locale, nu primim sponsorizări. Ar fi un prim pas pentru a echilibra puțin heirupismul anumitor cluburi, da? Care se bat în salarii mari nesustenabile. În Belgia se practică asta. În Belgia, pe măsură ce crește salariul, taxa ta pe federație este aferentă salariului în fiecare jucător, este din ce în ce mai mare. Tu poți să te bați să ai 40 de milioane salarii, doar că vei avea un cost de 4-5-6 milioane de euro în plus pe ceea ce înseamnă taxe suplimentare. Din Cardoș. Nu prea am înțeles ideea asta cu sponsorizarea, dacă poți să mai explici mai pe înțelesul da, tău, UNESA, cum adică n-ai voie. Spun că sunt mai mult implicat în zona asta da. Fiscală și știu, UNESA nu are voie să primească, conform legii române, nu are voie să primească sponsorizare deductibilă. Atenție că vorbim de deductibilitate, doar
poate să primească un alt tip, se numește publicitate. Da? Poate să primi doar publicitate, dar ea nu este deductibilă. Și atunci ce interesează? Practic, în momentul în care am venit... Deci, eu sunt patron de firmă și vreau să-l sponsorizez pe Florin Cardo, ce am consumat. Când s-a creat legea asta, ideea de bază a fost să le creeze un context fiscal multinaționalelor, să poată să vină cu bani către sport. Da? Și atunci, orice multinațională poate să sponsorizeze, atenție, dar doar ONG-urile, că aici Universitatea Cărora e UNESA, da? Da. Orice multinațională poate sponsoriza un ONG cu 2% din impozitul pe profit, dar nu mai mult de 5%, 5 la 1000 din cifra de afaceri, mă rog, e un raționament de calcul, dar poate face lucrul ăsta, legea e ambiguă, de ce? Îi poate face lucrul ăsta doar către ONG-uri, doar ca și sponsorizare și atenție, nu are voie să facă publicitate în contul banilor acelora. Deci se consideră fraudă dacă eu am o multinațională, vin către ONG-ul tău, tu ai o școală de fotbal și îți plătesc 10.000 de euro, da? Eu nu mai dau banii la stat. E. Eu nu mai dau banii la stat. Dau un exemplu ca să înțeleagă, da. Dar nu am voie să-mi fac publicitate de banii. Atenție. Păi și ce primești de la tine în schimb? Nu primești nimic, tu practic redirecționezi banii pe care ar trebui oricum să-i dai oricum la stat, da. Îi direcționezi către sport, dar nu-ți creezi un alt beneficiu suplimentar. Da. Ok, și în cazul unei sponsorizări vorbesc nu de acela. Banii nu sunt, sponsorizarea nu e deductibilă, dacă poți să sponsorizezi și e regulă. Dar o faci din banii tăi personali. Asta deci e ideea. Nu e din banii pe care îi direcționat către stat. Nu are legătură cu aia deci 2% din impozitul pe profit. Nu. Și nu primești nicio... Dacă eu sponsorizez, n-am nicio facilitate fiscală, că de fapt asta vrem, nu? Firmelor, ca să creăm... Nu, da. Nu ai. Nu. Da. Deci, deci aici sunt problemele noastre. Aici sunt subiect de discuție, pentru că asta e normal trebuie rezolvat. Să-i creezi unui particular niște facilități fiscale ca o parte din bani să-i direcționeze în zona aceasta. Și dacă tu nu-i creezi nicio facilitate fiscală, nici nu o să vină. Că da, e absurdă. Surpriză. Chiar vorbeam cu un patron care a sponsorizat o echipă de fotbal și am dat 50.000 de euro către echipa respectivă, dar nu am voie să-mi fac publicitate de ei. Că banii ăia se duceau către stat. Se consideră practic că tu ți-ai creat oricum un beneficiu, ai creat sportului un beneficiu, dar nu ți-e personal. Dacă vrei să-ți creezi un beneficiu personal, o faci din banii tăi. Bun, e de lucrat și în zona aceasta. Gabi Manu, cum arată? Te rog. Este o lege de care, din ce mi-aduc eu aminte, Gică Hagi spune de vreo 10 ani de treaba asta. Că da, la asta se referă Gică. Este aceeași lege pe care Gică Hagi o spune de vreo 10 ani de zile, în care trebuie schimbată, să aducem companiile lângă fotbal, lângă sportul românesc, să putem să creștem sportul românesc. Companiile alături să aibă și ei beneficii în urma acestor bani pe care îi dau. Să nu mai plătească taxe la stat și un anumit procent din banii respectivi să se ducă la sportul românesc. Gică Hagi, eu mi-aduc aminte clar conferința de presă în care a spus-o acum vreo 10 ani de zile, dar văd că nu s-a făcut nimic. Da. Și insistă Gică Hagi și e absolut normal. Dumitru Dragomir este alături discuției în acest moment. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Dragomir, spunea Mihai Rotaru ceva. Vă rog. Ce nu vă e clar, mă, fratele meu, este legea care spune clar că 2% din ce trebuie să dai, poți să dai cui vrei al sponsorizare. Ce trebuie lungit așa? Este clar, este lege. Toate firmele potente sau impotente, poftim, pot să dea, rețineți, 2% din beneficiul. 2% din impozitul pe profit, dar nu mai mult de 5 la 1000 din cifra de afaceri. Și asta e legea. Da, dar nu poate să aibă... Nu poate să se vadă acea sponsorizare, da? Adică nu poți să-ți faci publicitate. Am auzit că puneți o întrebare că ce beneficii ai. Păi, oricum banii ai dai la stat. Ce spuneam dacă nu îi dai la sponsorizare, îi dai la stat obligatoriu. Da, dar aș vrea să văd ceva, domnule Dragomir, că dacă îi dau lui Florin Gardoș, ca să mă insist să-i fiu sponsor lui, dacă aș da lui Florin Gardoș, aș vrea să fie acolo, să mă laude și Florin Gardoș. Uite, Ioana a fost lângă mine. Dar nu zice poate. Că nu poate. Conform legii nu poate. Conform legii nu poate. Ce e atât de complicat să se poată? Adică... Pentru că dacă, de exemplu, dai la spitale, dai la... morgă, dai undeva ce să-ți facă publicitatea. Adică, legiuitorul a spus că acești bani se duc obligatoriu la stat, dar din ei 2% poți să dai sponsorizare cui vrei. Da, încurcate sunt căile. Domnului, domnule Dragomir, legea este foarte clară.
lege se poate da legal 2% din o firmă care are, de exemplu, 10 milioane de euro beneficiu pe an. Prin 2% ție o echipă. Da, bun. Domnule Dragomir, spune Mihai Rotaru în urmă cu câteva minute că am putea ajunge în Champions League dacă am avea timp de 3 ani de zile un buget la o echipă de 25 de milioane de euro. Atât de scumpă e prezența în Champions League? Păi stați un picuț, Rotaru se vaită de bani. Rotaru este unul din pricopsiții oameni ai acestei țări. Are peste 3.000 de hectare de pământ. El are posibilitatea, numai să fie sănătos. Na, bravo, numai că nimeni nu bagă banii și după aceea să ducă la pușcărie sau să pățească necazul cum s-au întâmplat lucrurile în România. Asta spune. Păi Becali a cheltuit și cel de la Craiova și cel de la Cluj au cheltuit zeci de milioane și calea lor a fost, alu Becali a fost că l-au băgat la pușcărie că a prins vinovatul care a furat mașina.